Cornel Ilie, cel cu care a intrat în muzică și cel pe care îl cunoștea de aproape 40 de ani, a lăsat scrise câteva rânduri pe rețelele sociale, arătând astfel ce relație frumoasă aveau, legată de când erau doi copii. Nicu Sârghea, toboșarul trupei Vanc, s-a stins fulgerător, la 48 de ani. Acesta a fost găsit fără suflare în propria casă. Primele informații spun că ar fi fost vorba despre un AVC. Cu doar câteva ore înainte, trupa anunța că a doua zi se va lansa varianta quartet a piesei Te-am sunat din greșeală. Nicu Sârghea de la clasa 3B, așa l-am cunoscut, era un băiat blond, cu ochi albaștri. Avea bermude și ciorat lungi până unde încep genunchii. Eu eram la, amândoi la școala generală în R15. Avea o cățelușă găsită pe stradă, Pinky. A avut câini mereu. Iubea animalele la nebunie și avea grijă de ele. Dacă avea cu ce, hrănea și câinii vagabonzi din benzinăriile la care ne opream prin țară. Nicu Sârghea de la a treia B este prietenul meu cel mai vechi și mai bun. Eram și vecini și am trecut prin viață împreună, la fel de apropiați cum sunt timpul și calendarul. Nicu Sârghea de la a treia B a făcut ceva istorie în muzica românească împreună cu prietenului cel mai bun și mai vechi. Dar niciodată nu ne-am dat importanță și ne distram când îi vedeam pe alții că o fac. Nicu Sârghea avea cel mai mare suflet pe care îl poate purta un om cu el. Și nu l-am văzut niciodată trist. Nervos, supărat, îngrijorat, neînțeles, da. Trist, niciodată. Iubea viața. Și muzica, corpul lui Nicu pleacă puțin. Restul rămâne. Până și plecarea lui a fost pe ritm, într-o măsură simetrică și muzicală. 12-12-2024, te iubesc, Nicușor. Mă sunt înapoi când poți, a fost mesajul dureros și emoționant al lui Cornel Ilie.